Wow, am vreo 10.000 de boxuri. Hai să le deschidem. N-au picat nimic. Salut, eu sunt Deiu, iar în acest videoclip joc un joc numit Box Simulator, unde poți deschide boxuri din Brawl Stars, practic la infinit. Așa că stai până la sfârșit pentru a vedea dacă mi-a picat ceva și ce mi-a picat. Nu uitați, foarte mulți nu sunteți abonați, așa că ai schimbă masa, apăsăm pe butonul de subscribe, nu uitați de like și fără discuții, să înceapă nebunia! Oh! Eu te bă! Brawl Stars, bă! Uitați-vă și voi, dacă ăsta nu este Brawl Stars, apoi ce să mai fie, frate? Deci, astăzi jucăm un joc care se numește Box Simulator pentru Brawl Stars sau ceva de genul. Îl avem și pe fratele meu aici în spate, pentru că de ce nu? Fă cu mâna, băi! Da, ok, nu vrea să facă cu mâna. Acestea fiind spuse, haideți, oameni buni, să începem. Practic, este foarte simplu. Ceea ce trebuie să facem este să deschidem boxuri. Practic, ca pe Brawl Stars, doar că na, aici este puțin mai altfel, pentru că doar deschizi boxuri. După cum puteți observa, ceea ce m-a uimit foarte mult inițial este faptul că arată foarte asemănătoare interfața cu cea de pe Brawl Stars. Și anume, cum puteți observa, shop-ul arată foarte asemănător. Se pare că avem un gift deja mega box, chică. O să-l deschidem imediat. Am jucat puțin și pe telefon, însă aici am făcut un cont nou. Avem și aici, uite și tu, frate, cât e de fain. Opened Brawl Boxes, opened Big Boxes, opened Mega Boxes. Ești nebun cu engleza, îți n-o dai. Da, ok, frumos. Total playtime 2 minute, mamă. Haideți totuși să luăm și noi mega boxul din start și să vedem totuși dacă arată exact ca... Bă, ești nebun, un item? What the fuck is this? Ok, habar n-am, sincer, probabil că... Nu știu, sincer, sigur cum funcționează, în fine. Hai să deschidem boxuri. Ideea este, oameni buni, că putem deschide boxuri infinite. Ceea ce este șmecher. Și din câte știu de pe telefon, și o să facem asta și astăzi, pentru că n-am chef să dureze prea mult acest videoclip, nici eu n-am chef să stau prea mult pe aici. Practic, ideea este că din câte știu poți dai fast opening, după cum te-ți observa, doar că aparent spune că dacă dai pe fast opening nu o să primești puncte sau ceva de genul, adică poți să deschizi normal, doar că pur și simplu nu o să primești XP, să zicem așa, știi? Nu o să te poți lauzi la să te lauzi la prieteni că băi, câte boxuri am deschis, în fine, nu contează, hai să-i dăm un ok. Pentru că nu ne interesează asta, ne interesează destul cât mai repede. Și uitați-vă și voi cum deschidem acum boxurile. Deci, efectiv, Speedy Gonzales, Usain Bolt pe minciună, ești nebun? Da, perfect. Hai să vedem și noi dacă pică ceva. Momentan mă aștept. Let's take a break and not click for a few seconds. Mai du-te, no, băga reclamă. Oh my god, du-te în pana mea, gata, eu am plecat. I'm fucking out. Din câte se pare s-a terminat reclama într-un final. Bă, că poți să dai și upgrade. Din câte știu, este și un minigame oarecum. Nu știa să vedem, uitați aici. Avem rate the game, settings, quit game. De fapt nu mai știu, mă rog. Hai să intrăm, uite aici, și să luăm acest mare big box. Exact, mare big box, știți ce joc de cuvinte. Șusem un alta, da, exact. Da, ok, hai să luăm și pe Nita. Mamă, ești nebun, ce animație. Cât de bine la punct se... Hai că am înțeles. Cât de bine la punct e pus acest joc, frate. Deci, nu dai. Uite, știu, 1 din 11 brawler, ok. Hai să vedem dacă ăsta arată Trophy Road-ul, dacă arată exact la fel. Mă rog, n-am chef să dau până la sfârșit, însă bănuiesc că cel mai probabil arată aproximativ la fel. Ok, hai să deschidem big box-uri de acum, pentru că după cum ați putut observa, avem deja 500 și ceva de bănuți. Deci este bine, pentru că doar 75 de bănuți costă un box și cel mai probabil ne-i scoatem. Văd că am luat și gemuri acolo, sper să putem deschide și mai multe mega box-uri. Da, oameni buni, dacă aveți chef să vă încercați norocul pe jocul ăsta și să deschideți efectiv boxuri, să vă antrenați skill-ul de deschis boxuri, practic, pentru că trebuie skill mare. Ideea este că nu cred, sincer, că este aceeași șansă ca la jocul adevărat. Adică eu cât am jucat pe telefon, am deschis destul de multe boxuri, nu știu exact câte, dar efectiv nu-mi picase absolut nimic. Deci nu știu acum care-i treaba, poate că jocul e mai mărlan, poate nu știu ce, poate nu știu cum, dar efectiv mie nu-mi picase absolut nimic. Avem suficient? Nu avem suficient pentru un megabox, am mai luat ceva gemuri, dar ne mai trebuie încă două pentru un megabox și mai putem deschide încă unul și să vedem totuși atunci dacă nu cumva este ca adineauri că ne dă doar un item, frate, doar un item de megabox, asta s-o putut, ești nebun, adică șmecherie, în fine. Hai să vedem, aici mai avem câteva chestii aparent, hai să luăm și pe colț și un altă.
Big Box. Văd că aici arată aproximativ ca în jocul adevărat, adică uite, tu deschizi un Big Box, doar că ar trebui 3 iteme remaining, din câte știu eu. Mă rog, hai să luăm pe cont animația, mamă, ce animație, mua! Deci n-ai cum, frate, așa ceva. Oricum, să știi că acum, fără niciun mișto, jocul este destul de bine pus la punct. Adică arată foarte asemănător cu Brawl Stars. Zici că e Brawl Stars, efectiv, zici că sunt băgat update la Brawl Stars. Deci nici măcar nu glumesc, nici nimic. Ok, hai să vedem. Să vedem dacă am deschis un din ăsta în greșeală. Aba, nu, de fapt nu avem încă bani de Mega Box. Da, ok, adică gemuri, mă rog, înțelegeți voi. Hai, câte ne mai trebuie? Mamă, 54, ok. Mame buni, Mega Box-ul. Haide! 3 iteme. Bănuiesc că nu-i chiar ca în jocul adevărat, deci n-are cum. Ok, hai să vedem, clar nu ne pică nimica. Bă, deci n-ai cum. Ah, chiar aici de fapt era minigame-ul de care ziceam, Dynamite Zone. Haideți să vă arăt și vouă, sincer nu știu cum se joacă, dar în fine. Avem aici Dynamite Zone, iau 9X dintr-un motiv sau altul și... Wait, what? Îi dau aici, după care îi dau aici. Stai ce? Mă rog, hai să trecem peste asta. Vreau să schimb mai multe boxuri și să încercăm să luăm și noi un brawler. Voi da pe speed forward și let's go! A, chiar am uitat să vă spun că șansele aparent sunt aici, Legendary Brawler 0,15%, bă, sunt aproximativ ca în jocul adevărat, după cum se poate observa. Hai să intrăm și la Mega Box să vedem, not enough gems to buy, dar nu vreau să buy, vreau numai să-l iau așa, bă, că sunt aceleași șanse și la Free Box la fel, încât se pare. No, bine, hai să continuăm, sper că vă place șapca mea. No time to influence. Exact. După foarte multe boxuri deschise, am mai făcut rost de câteva gemuri ca să deschidem și noi un Mega Box într-un final și haideți, oameni buni, faceți voi rugăciune, de fapt nu, dați un like ca să pice ceva și hai să vedem. Frate, nu, efectiv nu înțeleg cum funcționează, deci nu înțeleg, mă rog, hai să vedem, clar nu pică nimic, nu-i așa, deci efectiv eu nu înțeleg jocul ăsta. Nu știu dacă fac eu ceva greșit, dar uitați-vă și voi, arată deja de parcă luminează, deci, de bune, nu știu, poate luminează, frate, poate ar trebui să pici ceva, hai că pică dacă e. Dar efectiv, deschide foarte mult timp, sunt 100% sigur că ar trebui să pici ceva în Brawl Stars, dacă... Finally, dude! Bă, dar mult eu mai lua, frate, să-mi dea un brawler, deci pe bune, nu are nicio logică, deci pe bune, ar trebui mult mai devreme să pice, adică uitați-vă și voi, unde-i, frate? Unde? Let's take a break, no. Reclamă. Pe bune, eu am crezut până să pice Barley că efectiv îi strica jocul, deci chiar credeți-mă că m-am gândit că îi strica jocul și că aia e, dar n-am, fine. Nu, deci ușor încep să mă enervez. Ok. Se pare că acum avem 5 iteme. Ok, looking good, looking very good. În jocul mare, dacă ai 5 iteme, dai rage. Dar se pare că aici e altfel. Ar trebui să pice ceva, nu? Nu. Nu mai înțeleg nimic, a zis sincer, nu mai înțeleg nimic, frate, până acum ne dădea 3 iteme, acum 5 și totuși nu pica nimic. Deci, să-mi bat picioarele dacă mai are vreo logică jocul ăsta, frate, mă rog. Ok, 46 de bănuți, nu pică nimica, nu știu sincer dacă este ca la jocul mare, cum că dacă spică sub 40 de bănuți, sunt șanse foarte mari să pice brawler, dar na. Nu prea mi-o pica până acum deloc sub 40 de bănuți, ceea ce este foarte nasol și da, cam începe să mă enerveze jocul. Oh, stai, frate, stai așa că ne încălzim acum, am deschis și da, într-adevăr aveam 40 de bănuți. Adică practic oarecum ca în jocul mare și-a picat Poco, deci bă, e bine în cazul ăsta. Deci am mai deschis, nu știu, vreun minut sau ceva de genul și-a picat. Bă, să știi că e ok, na. Ce se întâmplă, brodere? Acum direct roza, oh my god. Stai o leacă că și-o dat drumul, gen, a fost mai greu la început. Deja mă pot considera pro player. Total în James, ok, deci avem 155 de gemuri. Până acum 13 boxuri de astea, 162 de astea și 4 mega boxuri. Bă, clar am deschis mai multe decât la un box opening normal.
dar nu prea au picat multe chestii. Acum nu știu, puteți și voi să încercați jocul, să vedeți, poate vă pică, nu știu, nu știu ce, bam bam. Dar sincer mie mi se pare cam de cacao. Alegeți să facem un video de pe canal și ne vedem data viitoare. Pa, pa!